Să rămână, doamnă, ați fost la vot? Da, cum să nu mă duc la oaie și greu a fost, doamnă, a fost tare greu. Rind mare, muică. Era, a fost așa de aglomerat, că nu era să prind rind, a fost mai ceva ca la voaște. Doamne ajută, doamne, doamne. Și cu cine ați votat, doamnă? Cu cine, cu ăla din cine, cu cine, cu ăla de la buletinul de vot. Care anume de pe buletin? Măi, că am votat cu Dani, că el ni dă moaște, nu ca hoți ăștia care ni închid bisericile, ni iau banii. Din cauza asta am stat în carantină fără biserică și am crezut că nu mai prind raiul. M-am simțit plin de pensii, că pensia mea nu pleacă din buzunar și că mă duc în ea, doamne! Dar cum ați votat cu Patriarhul Daniel, că el nu era pe buletinul de vot? Nu! Că eu, ce se întâmplă? Am venit cu o iconiță de acasă și am pus ștampilă pe Patriarh! Doamne, și bine m-am simțit și am lăsat și 3 lei pentru un acatist! Dumnezeu să-i dea sănătate și așa se validează votul! Bună ziua, spuneți-vă, rog, ați fost cumva la vot? Poftim? Puteți să vă dați un pic masca jos? Da! Stai! Stai să-mi pun astea la altică. Trebuie să-i protejez oricum. Nu mai sunt înăuntru, dar trebuie să mă protejez. Da! Am fost! Da, am fost la vot, da, am fost! Și cum ați votat? Greu tare, că nu se vede nimic, să mor eu, dacă nu știam, n-am știut ce s-a întâmplat acolo. Cred că la vot am fost, poate am fost în altă parte și nu mi-am dat seama, dar oricum, eu la vot am vrut să mă duc. Na, de la mască, dar spuneți-mi, vă rog, ce sperați după votul de astăzi? Eu sper să nu mă infectez, vă dați seama, am fost cu mănuși, m-am dezinfectat de 7 ori, e a patra pereche pe care trebuie să o arunc acum, că n-am, dar Doamne ajută să nu mă infectez, ce să zic. Bine, dar la ce rezultate sperați? Eu sper să fii negativi la mine, îți dai seama, dar la vaca aia care m-a împins lângă cabina de vot, să fii pozitiv, dă-o dracului. Ok, și încă o întrebare, pot să vă întreb cu cine ați votat? Tu poți să mă întreb, dar eu nu pot să-ți răspund că ți-am zis, nu s-au văzut nica că erau aburiți și ochelarii de la masă, că i-am făcut condens și oricum nu mă mai spăla să-mi pioi vreo 3 săptămâni și nu vedeam nimica că n-am avut cum să mă spăl, că e greu să încălzești apă la ibric când stai în sectorul 3. Bună ziua! Întrebare, ați fost la vot? Da, am fost, mâncați, așa că nu se mai merită. În ziua de azi chiar au devenit toți candidații tari neserioși. Păi de ce? Păi cum de ce? N-am mai primit un zahăr, un ulei și până la urmă, dă-o dracu că trăiam și fără astea, dar să mai faci tu o pomană la Căminul Cultural cu mii și beri, nici de aia nu mai faci. Neserioși, neserioși. Păi și nu vreți să vă exprimați deloc votul astăzi? Boss, eu pot să mi-l exprim. Dai o sticlă de vin ceva, zâmb cu cine că mă duc. Poți? Ok, deci înțeleg că nu ați fost și nici nu vreți să mergeți. Șefule, adevărul e că eu m-am dus, să zic sincer, dar cred că nu se pune votul, că o cam chema paza și m-a dat afară, că o să ni sâmțit. Păi, de ce v-au dat afară? Ai văzut cabina de votare, șefule? Cămăruța aia mică, așa, fără ușă, cu perdeaua, așa, exact ca la veșeul meu din fundul curții. Eram o leacă băut, n-am știut că n-am voie să mă piș, m-a dat afară, că s-a sâmțit, că s-a supărat, că... Fără motiv s-a supărat, fără motiv, că le-am zis, ei. Eu sunt spălat pe mâini. Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, ați fost la vot azi? Am vrut, dar n-am fost lăsat să-mi exprim opinia de cetățean liber fără să fiu îndoctrinat și îndobitocit de masoneria și oculta mondială. Adică? Nu m-a lăsat fără bodet, iar eu n-am vrut să intru pentru că eu nu fac joc cu masonilor, ai înțeles? Dar tu? Tu de la ce partid ești, mă întreb de astea? Nu cumva te-o trimis Bill Gates după mine? Ia dă-te tu mai încolo, că mi se pare că tu vrei să mă cipezi cu microfonul ăsta, ia. Dă-te de aici, așa că... Sunt miros de 5G în aer și mi se pare că e de la tine. Păi de asta n-ați fost la vot? Că nu v-au lăsat să intrați fără mască? Păi da, de asta n-am fost la vot. Pentru că eu știu adevărul despre ei, că coronavirus nu există și totul e un plan secret pus la cale de oculta mondială și mai ales n-am fost la vot pentru că aveau geamul deschis și pe mine mă trage curentul și oricum zodia mea nu merge cu votarea și mai ales că eu deja știu rezultatul pentru că mie mi-a ghișit o ghiștoare în cărți rezultatul și eu știu deja cine câștigă. Păi și cine câștigă? Iohannis o să câștige. Păi da, dar domnul președinte Iohannis a candidat anul trecut. Și? O câștigat? Da. Ai văzut?